acela este absolut magică. În timpul constelațiilor cu ea și al cursului de constelații cu Nela, am avut o mulțime de conștientizări. Am văzut foarte clar sub fața ochilor ce schimbări uimitoare și minunate se petrec când facem curățenie în arborele nostru genealogic, când eliberăm stări, sentimente, emoții care nu ne aparțin nouă, când ne uităm cu onorare și înlocuim judecata cu multă iubire, cu multă acceptare vis-a-vis de tiparele părinților noștri, bunicilor noștri și strămoșilor noștri. Am avut o mulțime de revelații și haideți să-ți vorbesc despre câteva. 1. Îmi doream foarte mult o relație de comunicare autentică cu iubitul meu și la una dintre constelații a apărut faptul că acest element comunicare era departe de arborele meu genealogic. Și cumva strămoșii mei se dau cu spatele la această comunicare și programele de supraviețuire, de a crește copiii, de a procura mâncare, de a se ocupa cu totul altceva, au trimis în uitare acea comunicare de la suflet la suflet, autentică și de prezență totală și intimitate, creier de intimitate cu partenerul sau cu partenera. Bun, s-a schimbat asta și a apărut în realitatea mea o persoană cu care eu comunic super minunat. Și, desigur, comunicarea mea s-a îmbunătățit cu toate persoanele. E interesant că lucrurile se dezvăluie când noi suntem pregătiți. Adică, lucrând pe un subiect, vei vedea ce corelații la care cu mintea nu gândeai sunt cu alte elemente. De exemplu, am lucrat pe situația financiară și am observat fidelitatea mea față de străbunicul meu, care își pierduse o parte din copii, care a ales să rămână singur, să-și crească singur copii, care avea, desigur, programe de genul mai bine să mănânce copiii mei, mai bine să mănânce alții, eu lasă că o să trăiesc și cu două bucături de mâncare. Și toată copilăria am avut problema asta că nu puteam mânca. Bineînțeles, părinții mei mă certau și eram și anemică, foarte slabă. Dar atunci când mâncam, simțeam o vinovăție, o durere. Da? Cumva, subconștientul meu era fidelitatea față de străbunicul meu și de toți strămoșii care au îndurat foamete, solidaritatea cu toți cei care au trecut prin războaie, prin foamete. Și eu, ca și copil, manifestam acest lucru, că nu mi era foame și n-aș fi mâncat. E, după constelație, am avut mereu, sau foarte des, de fapt, această o stare de rău după ce mâncam. După constelație s-a și explicat, pentru că
la un aparat performant de scanare a corpului uman, mi-au descoperit o problemă de metabolism. Corpul meu, pentru că nu știu prea bine ce se întâmplă în subconștient, este și pe corp. Această tulburare de metabolică, nu puteam să, de corpul meu nu știa ce să facă cu anumite elemente și așa se explica și pe fizic starea mea de rău. O altă constelație uimitoare a fost cea de eliberare a blestemelor, a jurămintelor, a unui bagaj karmic care a durat 2 ore, în care toți din constelația mea au plâns. Lucrurile s-au reașezat cu mult mai multă bucurie în viața mea. Și a mai fost un moment minunat în timpul constelațiilor, în care mi-am dat seama că eu, ca și copil, de multe ori m-am poziționat ca părinte al părinților mei. I-am judecat, i-am etichetat. Îmi gândeam eu ce ar trebui să facă ei, că eu știu mai bine. Că ia uite, dacă nu vă înțelegeți bine, mai bine vă despărțiți. Și când mi-am dat seama ce judecată apăsătoare este aceasta, și cât de mult mi-a blocat mie calea înspre a avea o familie, bineînțeles că am eliberat-o și părinții mei au fost și sunt absolut minunați, le sunt extrem de recunoscătoare pentru că viața a venit prin ei, la mine, darul vieții, cel mai prețios dar. Și și atunci știu mai bine ce au de făcut, nu știu eu. Eu sunt copilul, eu sunt cea mică, ei sunt cei mari. Și atunci îi las pe ei să ia decizie pentru viața lor și eu iau deciziile pentru viața mea. Mulțumesc foarte mult, Nela. Ești o contribuție uriașă, minunată, magică în viața mea și celor care te aleg. Mulțumesc și te iubesc!